Pentru prima dată în România, la Iași, poate fi admirată geanta Lady Dior, reinterpretată de un artist român. O creație inspirată din portul popular românesc, expusă în cadrul celui mai mare eveniment din industria creativă din Uniunea Europeană, Romanian Creative Week. Un eveniment care are loc în aceste zile la Iași. Prezentăm această creație pentru prima dată în România, așa, public. O creație inspirată din portul popular românesc. În fiecare an, casa de modă Dior realizează o colaborare cu artiști care personalizează geanta iconică Lady Dior. Stabilit în Paris, Mircea Cantor este primul artist român care a făcut o astfel de bijuterie. Pentru mine este un fel de omagiu adus tuturor artizanilor, tuturor creatorilor, într-un sens larg. Mâna este un element foarte important în creația artistică și în creație în general, pentru că prin ea tu descarci ceea ce ai în inimă și în minte. Grădina Raiului se regăsește în caietul de schițe pe geantă și eșarfa care însoțește geanta. De altfel, pe părțile interioare ale mânerelor, a fost scris proverbul românesc „Fă rai din ce ai”, tradus și în franceză. Eu cred că moda își are originile în tradițiile portului popular. Pe mine ce m-a interesat mai foarte tare a fost relația cu artizanatul, adică artizanatul ca și lucru. Adică am lucrat cu marochinărie, am lucrat cu broderie, dincolo de faptul că m-am inspirat dintr-un cojoc cohănesc de unde se trage bunica mea din județul Bihor. Deci e această relație cu mâna umană, cu manualitatea. Geanta, creată în ediție limitată, existând 100 de astfel de poșete în total, va putea fi admirată timp de 10 zile în expoziția de la Baia Turcească din Iași. Cu siguranță noi femeile o urmăream de ceva vreme pe toate rețelele de socializare și uitându-mă atent la detalii, cu siguranță este o operă de artă pe care mă bucur să o fi văzut astăzi. Cine n-ar purta o astfel de geantă? Cu siguranță, dar probabil că ar trebui să-mi aleg cu atenție momentul și locul în care să o port, pentru că este o piesă unică, superbă. E o nouă schimbare pentru mine, chiar este schimbare, eu sunt clasică și în idei și în comportament și vestimentație. E muncă foarte multă, idei foarte multe și totul e excepțional. Mircea, e demonstrația faptului că se poate. Poți să vorbești limba română, poți să vii cu tradiții românești, poți să mergi în străinătate să te aleagă o casă de modă cum e celebra casă de modă Dior. Deci minunile se întâmplă atunci când ești bun, când perseverezi, când ai talent, când ai o școală puternică în spate. Romanian Creative Week se află la a patra ediție. Timp de 12 zile au loc peste 200 de evenimente în 500 de spații din Iași. Sunt implicați peste 1000 de artiști invitați, dintre care aproximativ 60% sunt tineri la început de carieră.